perioadă foarte multă și foarte îndelungată în care nu am dat un gol, e primul gol al meu oficial și mă bucur foarte mult că am spart gheața pentru că aveam mare nevoie. După cum ați văzut, am suferit foarte mult pentru că da, am trecut atâta timp și l-am scris, sunt fericit, sunt bucuros, echipa a câștigat și asta contează cel mai mult. După cât timp ai marcat? Oh, nu mai se minte, cred că a trecut ceva vreme de când l-am marcat, cred că când am plecat de la Faro. Chiar așa mult, da? Păi da. A fost. Gata, s-a sperăm, sperăm, sperăm să se termine această perioadă pentru mine. Echipa merge destul de bine și cred că asta contează cel mai mult. După cum vedeți, am și cei care au jucat cel mai puțin, am intrat și ne-am făcut treaba, asta contează cel mai mult, că suntem un loc echilibrat și suntem, cred că am făcut o familie aici la Petrol, toți băieții ne înțelegem foarte bine și asta contează. A mai venit un atacant, cum vezi concurența în atac? Asta contează cel mai mult, să fie cât mai mulți, pentru că vedeți, noi trecem acum din 3 în 3 zile și avem nevoie foarte mare, pentru că vine un program foarte greu. Ai două nume deosebite, Simon și Moise. Care-i povestea lor? Cine ți le-a pus? Da, ei mei sunt credincioși. Mama mea e credincioasă și de acolo îmi vine numele. Cu credință în Liga 1? Doamne ajută, asta sperăm. Cred că se întoarcă. Toate ce au fost până acum se întoarcă și la noi. Și? Cum e? Sper să continui așa, să o țin pe drumul ăsta, sper să joc mai mult și să mai aștept ca să îndeplinim un obiectiv. Dar și în atac și la mijloc e concurență mare, cum vezi situația? Da, este foarte bine, este benefic să avem concurență pe fiecare post, ajută să ne facă mai puternici. Uh-huh. Urmează acum meciul la Brăila. Un adversar pe care l-ați bătut în campionat. Da, un meci cu o echipă de Liga 2. Sper să câștigăm și să mergem mai departe. Ați vrea o echipă din Liga 1 pe idee bună sau vă doriți chiar mai mult, ca obiectiv așa în cupă? O să luăm fiecare meci în parte și o să încercăm să ajungem cât mai sus posibil. Uh-huh. În campionat? În campionat vezi... avem o deplasare foarte grea la Slobozia. Un meci foarte greu, dar suntem într-o formă bună și sper să continuăm tot așa cu victorie. Din prima ta triplă din carieră, cu eu dedici? Băiatul meu, este ziua lui astăzi, face 6 ani și eu dedici. Sincer, nu mă așteptam, dar mă bucur că durant antrenorul a avut încredere în mine și m-a băgat. Uh-huh. Cum te-ai simțit în momentele în care ai pășit pe gazonul lui Die Oana? Am fost foarte entuziasmat. Poate am avut și puține emoții, dar mă bucur că n-am primit gol și am câștigat meci. Ați avut emoții? N-am avut. Am fost pe Lioan, am debutat acum, simt foarte bine. Te-au ajutat și băieții că au dat 3 goluri repede și te-au făcut misiunea mai ușoară și ție. Am fost mai relaxat. Vei fi tu portarul din cupă? Ți-ai dori? Asta depinde doar de mine și de domnul antrenor ce decide.